O să rămână, părinte. Domnul Ștefan Cipriane. Părinte, trăim în vremuri, agitate. Eu sunt un om care are ceva bun în spus deoparte, mai ales pentru luna cadourilor. Fiindcă mie îmi place să ofer cadouri. Ce-i decembrie? Nu, martie, părinte. Păi, doamne, stai, cam două femei acasă. Ce vă așteaptă, părinte, aveți două fete. Și vă dați seama, deci peste două zile, cred că peste vreo două zile, e 1 martie. Părinte, vedeți ce sărbătoarea bucuriei, plin de femei va fi, de jur împrejur, părinte. Bă, stai plin de femei. Cred că te-ai... Ai dărea puțin. Eu știam așa, când eram copil la școală, pe 1 martie, mie fetele mele aduceau mărțișoare și pe 8 martie le schimbam între ele, le dădeau înapoi la fete. Dar asta e regula, și nu? Și mie, de exemplu, anul trecut, una dintre fetele mele iubite mi-a luat și mie ceva de 1 martie. Mi-a luat portofelul. Da, e o luna vieții, noi așa o numim. Pe vremuri era luna mamei, acum văd că e o luna femei și mai curând parcă a feminismului. Mai ales că, uite, vorbeam destul de critic zilele trecute cu niște doamne și le spuneam că va cădea 8 martie în postul Paștelui, în a treia zi de post, sau a doua, 7-8, a doua zi de post. Înainte putem să ne jucăm. Putem să oferim flori, putem să bem un ceai, un suc și de 8 martie, nicio problemă. Doar că mă gândeam, ce-l face femeile anul ăsta când 8 martie cade în a doua zi de post, fără restaurante, fără petreceri exclusiviste feministe și fără... Mi-e milă, sunt condamnate. Doamne, sunt condamnate la așa o viață grea, fără... Dar mie nu-mi e milă, pentru că vezi tu, adevărata zi de 8 martie sau de 1 martie, acolo se ține în maternitate, sus acolo, unde uite și tu câte zeci de mame zilnic se jertfesc, se sacrifică pentru a ta viață și pentru a arăta cu adevărat ce este iubirea. Iubire care se consumă doar de 14 februarie, doar de 1 și 8 martie, este un erotism sec, care duce mai multă durere decât fericire în termen, pe termen mediu și lung, încât noi preferăm această zi de 8 martie, ziua a mamei, preferăm ziua de 1 martie, ca ziua primăverii, în care oferim flori, mărțișoare, simbol al iubirii și al aprecierii între oameni. Și, desigur, pentru că ne aflăm la Biserica Maternității Cuza Vodă, luna aceasta a mamei va mai avea și alte manifestări, în afară de faptul că vom vinde floricei la biserică în primele două duminici, cele care preced 1 martie și 8 martie, pentru ca să luăm din ele scutecele și lapte praf. Avem pe 25 martie ziua mamei și a pruncului, în care orice mamă o prindem pe stradă, îi dăm obligatoriu o floare. Contracost sau? Nu contracost, contra unei îmbrățișări și a unei rugăciuni. Pe 27 o să avem un spectacol. Poate ridică, Doamne, ăștia toate restricțiile ca să putem să adunăm copiii să cântăm și noi niște ode aduse mamei și în special inime aduse Maicii Domnului, încât avem multă treabă și da, vrem să sărbătorim ziua mamei, nu doar și luna mamei, nu doar o zi de 1 sau de 8 martie. Foarte interesant. Și raportându-ne la relațiile interumane, părinte. De exemplu, pe 1 martie ies și eu cu o fată dulce la un par de roze. Și ea se încălzește, fiind un tip care arată... Nu, aveți răbdare, că nu știți ce voi spune. Păi, 7, 8 și 9 martie sunt zile de pus negru. Da? Și, da. Și ai voie un par de apă după apusul soarelui. Lasă rozeul. Deci fata trebuie să știe. Doar apă. Doar apă, doar apă. Deci, eu știu că, fete, așa scrie în calendar, așa scrie în calul nostru. Asta auzi, băieți, nu vor râs la noi. Anul acesta, cine iese, cine îl prind pe stradă, îl pun la post negru. A, deci atunci pe 1 martie să fie, dacă tot mă invită fetele și la un par de roze, eu având aspectul acesta fizic, delicat și angelic, așa, fiindcă, da, la bază sunt înger, așa, cam căzut către Podoruș, știu că după aia lucrurile... N-aș putea folosi la nivel peiorativ, degenerează. Lucrurile escaladează, mai bine spus. Escaladează într-o iubire trupească. Și înainte de post, e păcat și înainte de post. 1 martie este în săptămâna albă, știi? Și tot trebuie să te oprești de la toate. Că, tot în înfrânare. Tot în înfrânare. Iar voi, tineri, dacă tot vreți să ieșiți... Vă mulțumesc. Să sărbătoriți tineri de toate vârstele. Vă mulțumesc, așa, da. Și domnișoai de toate vârstele, dacă vreți să ieșiți, am zis, e bine să ne întâlnim, să discutăm, să comunicăm și să ne comunicăm sentimentele unei altora, dar totdeauna toate se fac cu măsură.
Iar măsura nu dau aici o popa damaschin în fața bisericii, nu dă nici măcar, să spunem, biserica, ci o dă însuși Domnul Iisus Hristos în Sfânta Scriptură. De acolo vine orice măsură, până la urmă. Cum vede Biserica Ortodoxă această perioadă de mărțișor? Așa cum spuneam mai devreme, mărțișorul înseamnă luna mamei. Ea se încurnează cu ziua Bunei Vestiri, când Domnul Iisus Hristos, întrupându-se din Fecioara Maria, îi dăruiește acesteia maternitatea divină, încât este firesc să se sărbătorești maternitatea în orice zi, până la urmă, din calendar, cu atât mai mult acum când, iată, trecem în postul mare, când Maica Domnului ne asigură din toată bunătatea și dragostea ei de această valoare universală, maternitatea și mai puțin feminismul. Ce părere aveți despre ceea ce a spus Grigore Vieru, dintre toate religiile din lume, cea mai frumoasă religie este mama? Este o metaforă superbă a ceea ce înseamnă însuși viața în lumea aceasta și nu e o noutate. Am întâlnit în cursul acestei misiuni preoțești o mulțime de copii mari și care mărturiseau după ce au condus-o pe mama la locul de veci, cum că simt prezența mamei în încercările mari ale vieții, iar visele cu mama nu sunt, Doamne ajută, nu sunt nici pe departe coșmaruri, ci mângâieri și binecuvântare, ceea ce pe mine personal mă face să cred și să gândesc că mamele noastre nu mor niciodată, ci mamele noastre se întrupează din mame luptătoare pentru a-și crește și a-și mântui copiii, în mame rugătoare și ocotitoare în fața lui Dumnezeu, pentru noi cei care ne luptăm să le urmăm și să le respectăm tot ceea ce ne-au învățat. Părinte, m-am cam clarificat, m-am cam lămurit că e vorba până la urmă despre sărbătoarea mamei, pe care o elogiem și este într-adevăr cea mai frumoasă religie din lume. Așa mi-aș dori să rămână, pentru că, o paranteză spre final, se mai cade. Uitați că zilele acestea ale feminismului, așa cum sunt în continuare promovate și accentuate în zona mediatică, au fost gândite de o cultură marxist-leninistă pentru nu a emanciba femeia, ci pentru a transforma femeia din mamă și soție în roabă în zona de consum. Că economia de piață o transformă în carne, vulpa, vă spui tu, nu? Da, da. Așa și în altceva este și mai trist, ceea ce este că femeia este sora, este fica sau mama noastră și trebuie să prețuim și să iubim. De asta noi, ca soldăței lui Dumnezeu, milităm pentru iubirea și respectul total față de mame și de femei. Iar în biserică, femeia este stimată mai mult decât ori în orice altă parte, pentru că ea se află în altar, prin Maica Domnului, cu pruncul în brațe. Ce așteptări aveți de la perioada următoare? Da. Păi așteptări nu care țin numai decât de o chestiune personală, să fie liniște, să fie pace. Ca și soție, ca și mamă. Sănătate. Da, pe primul loc. Chiar pe primul loc. Cea mai importantă bijuterie este fără sănătate. Fără discuție. Depinde unii de alții ca și familie. Bine, și dacă vine de la soțul... dacă vin niște cercei cu diamante. Nu diamante. Asta înseamnă că după aceea trebuie toți să suportăm consecințele diamantelor acelor. Ce frumos. Vin din veniturile familiei, nu? De fapt, mă gândesc că apoi diamante vin din Africa, de colt, de ei exploatează și îi împușcă dacă... Sunt niște sacrificii acolo. Exact. Nu merită. Din punctul meu de vedere, nu merită. Investiția nu e corectă, da. Deci sănătatea să fie și armonia în familie. Absolut. Pace și pe pământ și în casă. Și în casă, să rămână. Deci e mai important, să rămână. Mulțumim, da. Nu știu ce așteptări am de mărțișor. Să fie cald, să fie frumos. Aveți cele mai frumoase, aveți o bijuterie prea frumoasă. Avem unul și în burtă. Doamne, felicitări! Înseamnă că chiar meritați toată prețuirea noastră. Părinte, oamenii se bucură de mărțișori și curios, nimeni nu-și mai dorește diamante, părinte, și lanțuri de aur. Dacă ai copii lângă tine, dacă este viață, dacă este maternitate, ce să mai dorești altceva decât să-ți dă Dumnezeu zile ca să te poți bucura de ele și, desigur, aș vrea spus, să le înveșnicim în viața noastră. Da. Mergeți cu Dumnezeu, dragilor. Mergeți cu Dumnezeu și pace multă.